Eu vă spun așa. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Ce nu fură ăștia, mă, că au furat și ochii mortului din spital, mă? 40 de sate a pârjolit numai săptămâna trecută. Nu este adevărat, este mincinos totul și politic. A dat un cerșetor și zei și a luat un polrist. Este. Uniunea Europeană are 27 de țări și o pușcărie. România. Știu asta. Am pus-o de mămăligă. Monseori servit. De câte ori nu ți-am spus, Vasilică Taică? Messie. Nu am venit în fața dumneavoastră nici să vă ofer pe tavă pedeleul, nici să ofer pedeleul pe tavă al cuiva. Vrea să fugă la America cu averea făgăduită în alte porți? Pentru noua porcărie pe care îndrăzești să o faci, eu te termin pe tine. Cât timp v-ați legat de partidele vândute care au adus România pe marginea prăpastiei, a fost bine. Asta numai propaganda presedistă, disperată, poate inventa. Da, cred că are dreptate. Am apucat să spun atunci un început, spun acum continuarea. Ăștia au putere în mână, ăștia mă calcă în picioare când vor. Dirijate de tovarășii. Ionilescu este o javră. Câinele când turbează de prea mult bine, iese la drum. Nu se poate, totul are o limită. Dar dacă-i Bairam, Bairam să fie. Eu nu vreau și nu o să fiu niciodată primul ministru al lui Traian Băsescu. O marionetă la o vârstă atât de fragedă pe care o manipulează și care are apucături tiranice. Ești un mare bău! În perioada următoare, după ce luăm controlul politic asupra DNA-ului, v-a să zică pentru amărâtul ăla de nevolnic pe care nu dai nici muci. Cum îl cheamă pe prietenul dumneavoastră? I-am dus copilul la biserică, cu toate că Victor Ponta nu are niciun Dumnezeu. O marionetă. Știți de la televizor că-s mai rușinos să mai timid de felul meu? Nu închipuim că suntem tari fiindcă avem puterea. Când ești doctor în drept, ești tar, dotore. Monseur scrim, monseur zicem. Și umbli cu șoară vopsit. Băi, tu auzi? Da, domne. Acum scoate poeția, mă. Ai distrus partidul ăsta, mă. Hai să-i tir. Am avut o revelație. Erau puțin ca ambulangii? Toată ziua. Mumu-mumu, mumu-mumu. Acum 2 ani a fost împotriva gazelor de șist, împotriva la Roșia Montană, cum a ajuns la guvernare, cum a semnat acordul pentru Chevron. Băi, vorbești când îți dăm noi cuvântul. Da. Așa e în democrație. Proști înguși la minte ce sunteți. Cu neveste, cu copii? Eu sunt așa cam o zreanță. Eu vorbeam aici de onorabilitate și de sinceritatea discursului. Păi uitați-vă la mine, sunt toți zreanță. Și le fă lor veșnica pomenire. Când ți-e lumea mai dragă, vezi că te-un ciumete. Unui prim-ministru poți să dau un picior în fund, că stau alții hămisiți în anticameră. Ce faci, mă, doi de aici? Aveai chef de niște invitații? Eu cred că ar fi mai bine să mă împuște. Și nici măcar nu șer să faci sex. Apropo, chiar ridică stupoarele. Te apropii de un grup de lepădături care tac după tot ce le-ai făcut, trebuie să fii atent. So I think there is first of all the sign of the normality. Puneți mâna pe ei! Independently of the results of the vote, and we shall see after the counting. Auzi, bă! We had already two alternances to the power. E un rahat în țara asta! Încercați să vi-l reamintiți. Pentru baron, ăsta va fi cântecul lebelei. Primul rând mă prezentați, eu sunt primarul orașului, era dumneavoastră. Păi nu verificați nimic, bă, fraților. Deci la mine în primărie n-am ieșit să căutați. Dar cum îți permiți, bă, pârliciule? Mama ta! Eu am cunoscut multe lichele în viața mea, dar halul ăsta... În prostimea acestor meraguri e o putere mai mare decât a noastră. Să mor tu, să moară măta. Și ce vrei, Mihai? Murături. Îți dau și un pistol să zbor creierii. Spune ce vrei și nu te vârtim jurul cozii. Antonescu a fost candidatul USL-ului și a scăzut în sondaje permanent. Așa este, maestre, mi-ați descoperit taina. Ați pus punctul pe Y. Ceea ce au făcut aseară domnii Gâdea, Ponta și ceilalți candidați ai Partidului Social Democrat, eu nu am mai văzut de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Să taci că mătul dușul meu cu tine! Sunt de părere că am putea să operăm unele ariste. Unde să intre? În ziua de azi nimic nu mai e nevrosibil. Dragi capitan, nu fi supărat, domnule. Este o deturnare a adevărului. Bandiții și-au bătut joc destul de țara asta. Au fost prezentate numai mici fragmente conectate cum au vrut ei. Eu zic să-i tragem în țeapă. Ajunge.
Tocmai atunci pe coridor trece un câine. Ești un imbecil, un nenorocit, un parazit. Parcă ești un câine cu oala în cap. Te rog foarte mult, du-te la un doctor. Și cu soția așa vreo 2 ani de zile. După părerea mea, este o situație de o gravitate cum nu am mai avut. Ce vă, n-am și eu dreptul odată să-mi miroasă gura bine. Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Am anunțat că voi candida pentru Partidul Național Liberal. De gilos, de nebun, de turbat ce ești! Vreau să-i propun ceva rușinos. Poftim, domnilor, fă politică modernă, flexibilă, adecvată momentului cu... pula închilosată în fruntea partidului. Măsa de guvernare. Deci nu de guvernare vorbim acum. Mulțimea trebuie hrănită, domnilor. Foamea te face înțelept, domnilor. Foamea! Un strigăt al tuturor românilor, nu doar al celor care îl plac pe Ponta sau pe Antonescu sau pe USL, și acela este jos Băsescu! Ești un mare bou! Eu te bag în balamuc! Ori noi PSD-ul câștigăm, redevenim principalul partid al României, ne pregătim de guvernare. Ești mai mult decât necesar, prostul. Am avut unele frământări zilele trecute. Ca să te împac, îți fac cadou un coșug, Andreea. Vreau ca proștii aia mulți care au pus acolo să știi de frică. O veste mare, dragi capitan. Fraților, suntem rași, toți și prezați. Opriți-vă! Cel mai mare actor pe care l-a avut vreodată țara românească... Domnul Victor Ponta! Păcate, domnul Ponta este o dezamăgire pentru generația tânără din politică. Cred că i-ar fi stat foarte bine să facă un selfie cu Adrian Năstase. Paștele mamii lui de bandit. Ah, curentează, ce faceți, mă, băieți? Și zic, opa, s-a schimbat ceva în România. Nu, că sca gura la ea câte de proastă, că e de la caracă, are voie. Trebuie să găsiți sursa ca să-l difuzeze, vă spun eu că nu-i problemă. Se duce țara de râpă, ascultă-mă ce spun. Dar țara nu va fi liniștită până nu voi fi lăsat eu să câștig. Nu, greșeală, greșeală fundamentală. Pardon? Sunt român, sigur dacă asta e o calitate, e o calitate în ce mă privește, că îmi iubesc mult țara. Există o populație undeva care nu mai are loc de întors acolo, că e zi și noapte război și dorește să se mute aici. Am venit în București, era în 1967, am fost prima dată. Noi luăm de la voi șân grâu, un gut în petrol... Mama voastră de ghiorlani! Opriți-vă! Teșu Solomonovici are o carte foarte interesantă despre pogromul evreilor în România. Recunoaște că pe teritoriul României niciun evreu nu a avut de suferit. Atacurilor pe care presa jidovească și jidovită le deslânțuie asupra noastră. Paștele mamelor! Simt că acest pământ nu ne vrea. Se aplică faza finală a planului de exterminare a poporului român. Se dorește să se transfere o altă populație din altă zonă a lumii aici. Doamne, vă așa nu conimit Manhattan, vă conimit Ungaria, vă conimit România, vă conimit Polin. Ce să facă poporul român? Să cânte psalmi toată ziua? Și Jidanu a promis și până la urmă toți i-a dat text. I repeat what I said, everybody in Israel is either Romanian or has friends who speak Romanian. Cum să te aperi împotriva acestei mașinării de fraudă? Bine pusă la punct. Pământul ăsta naște bale, că nu aur. Fură ca la balamuc. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Ea prilejește o largă manifestare, exprimare a pozițiilor înaintate. Ia scoate limba. Ție-ți bine rândul. Așa se arată. Auzi, bă! Care indica necesitatea unor măsuri de simplificare organizatorice. Și nu stă în caracterul nostru să blestemăm, dar i s-ar cuveni. Praful și pulberea să dea Dumnezeu și Maica Domnului. Curios, nu? S-au și grăbit să anunțe că ești mort. Usele am murit, trăiască usele. Și dacă avem ghinionul și n-am murit? A, îl omor eu. Da! Da, da! Nu te mai suport! Ce-a fost asta? Adio, mafia izraeliană, adio, mafia băștinașe. Vai, Corneluș, maică, să nu te urci în tramvaiul 4, că i-a schimbat traseul până săptămâna viitoare. N-am avut niciodată emoții, pentru că eu mi-am făcut treaba atunci când am avut funcția de șef ăla. Vezi, Luci, pe animale rău mai hrăniți în țara asta românească. Să înțelegi ce spun eu.
Ce dracu mă, toți îmi puneți întrebări? Lucrurile nu arată bine din punct de vedere democratic. Dacă premierul ar avea un comportament democratic, numai că acest om a derapat masiv de la regulile democratice, și cele scrise, și cele nescrise. E devotat dinastiei? Toată țara e devotată majestății voastre. Devotată pe dracu. Ceara e de Românie pe ce mâine a ajuns. Dumnezeu să ne ocrotească.